Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei, vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre și invitației mele în mod special. În mod tradițional, la începutul sesiunii parlamentare, care de fapt e în această săptămână, în mod oficial, în mod legal, a început sesiunea parlamentară de toamnă. În mod tradițional, la începutul sesiunii, desfășoară o ședință cu președinții de comisii, care s-a desfășurat acum, încheiindu-se cu unele rezultate. Trecem în revistă cele realizate în sesiunea precedentă, cele nerealizate, dacă sunt restanțe, și cauzele acelor restanțe. Și lucru cel mai important, trecem în revistă situația la ora actuală a legislației sau a actelor normative care se află încă în examinare în Parlamentul Republicii Moldova. Am discutat cu președinții de comisii care este agenda următoarelor ședințe plenare și nimeslucit care sunt prioritățile pentru sesiunea care recent a început. Am trecut în revistă la fel și realizările sau progresul tot ceea ce înseamnă implementarea acordului de asociere. Dacă vă aduceți aminte, există un program legislativ al priorităților pe implementarea acordului de asociere cu 111 acțiuni, 111 acte normative care trebuiau să fie sau care trebuie să fie aprobate pentru în anul 2017. Jumătate din acest angajament sau din acel plan deja sunt realizate, respectiv suntem în calendar, suntem la ora actuală în respectarea calendarului pe care ne l-am propus și, bineînțeles, am discutat cu președinții comisiilor planificarea acțiunilor în așa fel încât să reușim și să fim cu rezultat de realizare de plină 100% a angajamentelor noastre ce ține de implementarea acordului de asociere. Un lucru mai special, am discutat cu președinții de comisii ca în sesiunea care urmează să punem accent pe tot ceea ce înseamnă control parlamentar și pe evaluarea impactului unor legi asupra anumitor domenii. Fiecare comisie este responsabilă de un anumit domeniu, că e vorba de drepturile omului, că e domeniul economic sau mediul de afaceri, că e domeniul juridic, justiției și tot ce este legat de lupta împotriva corupției. Am rugat președinții de comisii să propună în următoarele două săptămâni un plan de acțiuni și de desfășurare a audierilor parlamentare pe diferite domenii și legate de anumite legi importante care sunt în responsabilitatea acelor comisii. Deci în următoarele două săptămâni comisiile vor trebui să facă propuneri în privința acestui plan și acest plan de acțiuni și de desfășurare a acelor audieri, tot ce înseamnă control parlamentar și evaluarea impactului a unor legi asupra vieții cetățeanului de Republica Moldova, va fi propus pentru a fi aprobat de biroul permanent. Am și discutat cu președinții comisiei despre o agenda viitoarelor acțiuni. Unele comisii deja de săptămâna viitoare intră din greu deja în dezbaterea subiectelor care sunt pe agenda. O comisie deja și-a desfășurat lucrările chiar în această săptămână. Cunoașteți că președintele Dodon a și expediat 12 proiecte de legi, sau mai bine zis 12 legi înapoi în Parlament spre reexaminare. Și am rugat președinții de comisii să, în mod de urgență, să le reexamineze și să le propună plenului aprobarea, respingerea sau ce decizii vor lua, luând în considerare argumentele invocate sau lipsa argumentelor invocate de președintele țării. Și la prima ședință a plenului, care se va desfășura cel mai probabil la sfârșitul lunii septembrie, în următoarele două săptămâni sunt pregătirile, deja să trecem nemijlocit sau inițial la examinarea sau la reexaminarea acelor proiecte de legi care au fost trimise de președintele Dodon înapoi Parlamentului. Am discutat, bineînțeles, și de domeniile importante pe care ar fi bine să ne axăm și la nivel de creație legislativă, dar și la nivel de control parlamentar. Prioritatea numărul 1 rămâne implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Prioritatea numărul 2 sau următoarele priorități țin nemijlocit de unele reforme care au fost lansate sau care sunt în desfășurare, și anume cele prevăzute atât în programul legislativ de implementare a acordului de asociere sau în foaia de parcurs. Cunoașteți că există o foaie de parcurs numărul 2 cu unele acțiuni până la sfârșitul anului, și aici ne referim în mod special la domeniul justiției și lupta împotriva corupției, ne referim la domeniul economic și mediul de afaceri, ne referim la domeniul social, sunt în proces mai multe reforme, inclusiv reforma pensiilor sau reforma de salarizare pe mai multe categorii ale populației, și ne referim la domeniul mass mediei sau a legislației audiovizualului, care am intrat în lucru, din câte cunoașteți, cu un grup de lucru susținut de societatea civilă sau împreună cu societatea civilă, dar cu suportul Consiliului Europei și a Uniunii Europene, unde de fapt vorbim de o nouă legislație cu privire la presă, nou cod audiovizualului, legi care vine să securizeze spațiul informațional, inclusiv lupta împotriva propagandei sau dezinformării. Și, bineînțeles, minoritățile, incluziunea minorităților. Foarte mult s-a discutat și despre acele legi legate de Găgăuzia, dar vom intensifica acțiunile pre platformele create în Parlament, indiferent că este vorba de grupul de lucru cu reprezentanții Adunării Populare a Găgăuzii. Avem o platformă legată de integrare europeană, Consiliul Parlamentar de Integrare Europeană. Avem o platformă de tot ceea ce ține reglementarea conflictului transnistrean și soluțiile pentru conflictul transnistrean, și un angajament asumat de crearea unei platforme multi-instituționale legate de traficul pe ființe umane. La fel, în timpul cel mai apropiat, în următoarele două săptămâni, vom avea o ședință, și asta e discuția care am avut-o ieri cu prim-ministru și cu guvernatorul Băncii Naționale Cioclea, și cu ministrul Justiției și cu ministrul Finanțelor. Peste două săptămâni, mai exact pe data de 18 septembrie, se planifică o ședință privind crearea acelui mecanism de supraveghere, recuperării activelor bancare și cooperarea cu compania Kroll. Acestea cam fiind subiectele care au fost discutate astăzi, ca și următoare acțiuni, așa cum am menționat, săptămâna viitoare se va convoca biroul permanent în funcție de agenda membrilor biroului permanent. Eu mă voi afla într-o deplasare în Ankara în următoarea săptămână și mai sunt mai mulți deputați deja în deplasări de serviciu. Iată de ce biroul permanent va fi organizator pe data de 15 ori cealaltă săptămână și se va lua decizii și în privința primelor ședințe a plenului Parlamentului. Vă frumos, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Probabil ați văzut în ultimele zile discuțiile despre faptul că nu există până în acest moment niciun proces intentat în care să fie vizate cele patru companii pe care Kroll le-a declarat ca fiind afiliate grupului Shore. Dacă puteți să ne spuneți dacă știți poate mai multe despre acest subiect, de ce până acum nu s-a cerut de la aceste companii întoarcerea prejudiciului? Din câte știm, aceste patru companii sunt cele care au luat credite neperformante de 13 miliarde de lei de la Banca de Economie și nu le-au mai întors. De câte cunosc, chiar ieri a fost făcut un comunicat de Banca Națională și de Lichidator, la Banca de Economie și Lichidator la celelalte bănci, prin care au menționat că până nu de mult au existat cauze penale pe dosarul respectiv, și atâta timp cât există cauză penală, nu poți, sau cel puțin asta a fost recomandarea procurorilor, să nu fie inițiate procedurile civile, deoarece penalul are prioritate față de civil. Acum că există deja deciziile pe penal și au fost finalizate dosarele prin deciziile instanțelor de judecată, începe procedura civilă. Termenul de prescripție nu este încălcat, nu expiră așa cum unii iluminați maestri ai vorbilor goale în ultimul timp menționează, nu expiră niciun fel de termen de prescripție și respectiv în timpul cel mai apropiat vom avea rezultate deja legate de aceste dosare. Însă eu mă refer nu doar la dosarele pe interior și la recuperarea fraudelor sau recuperarea activelor fraudate pe interior, dar și la cele pe exterior, care de fapt e mai mare bătaie de cap acolo, peste hotare și în tot ceea ce ne ajută pe noi Kroll-ul ca să realizăm. Și în următoarele, după următoarea ședință, care va avea loc pe data de 18 cel mai probabil, vom veni deja cu informații suplimentare. Și aș vrea să fac iarăși o precizare, foarte mulți iară se speculează, se vorbește despre existența raportului Kroll 2
și că autoritățile refuză să facă public. Nu este adevărat. Mulți au, inclusiv din opoziție, au avut discuții cu conducerea Băncii Naționale și a fost comunicat clar care este situația și care este statutul de lucru cu Progresul și statutul în cooperarea cu compania Kroll. Dar dumneavoastră ați mai vorbit anterior despre această strategie de recuperare, da, despre care te spuneți că va începe să fie elaborată când vă veți întâlni pe 18, da? De ce durează atât de mult? De ce până acum nu s-a făcut nimic? Da, de ce credeți că nu s-a făcut nimic? Investigația continuă. Mă refer la această strategie despre care ați vorbit dumneavoastră. Strategia de recuperare nu se elaborează și nu se aprobă într-o singură zi. În fiecare zi sunt informații suplimentare ce ține de investigație și atunci când e momentul potrivit, atunci se începe recuperarea când deja există informațiile cele mai relevante pentru a începe anumite acțiuni în anumite jurisdicții. Să vină și cei de la Kroll în următoarea perioadă, vom avea informații suplimentare și atunci vom veni cu informații publice. Astăzi președintele Igor Dodon a anunțat că a semnat un decret prin care va interzice militarilor noștri să participe la exerciții militare în afara țării, fără acordul dumnealui. A cerut de asemenea și demisia viceministrului Galbura. Știți că a anunțat și că va retrograda pe cei responsabili de plecarea militarilor. Cum apreciați această situație? Eu consider că domnul președinte Dodon abuzează de unele instrumente care sunt oferite prin lege. Și consider că domnul Dodon înțelege greșit noțiunea de comandant suprem al armatei. Și la următoarea ședință a Consiliului de Securitate voi insista ca pe ordinea de zi a acelei ședințe să fie și subiectul privind abuzurile pe care le are președintele Dodon în domeniul respectiv, a exercițiilor militare și pagubele care sunt aduse, prejudiciul care este adus pentru securitate și pentru armată prin neparticiparea la exerciții militare. Deoarece neparticiparea la exerciții militare presupune o scădere a capacităților de apărare a armatei și cel care se face de vină trebuie să răspundă. Și la următoarea ședință a Consiliului de Securitate cu siguranță vom invoca acest subiect și îl vom propune pe agenda Consiliului. Iar ce ține de declarațiile pe care le-a făcut domnul Dodon, noi vom examina exact în detaliu ceea ce a declarat dumnealui și cum acționează, va fi evaluată respectarea legislației sau nu și vom trage concluzii și vom acționa ca atare. Însă, așa cum am menționat de la început, cred că domnul Dodon abuzează prin instrumentele care se oferă și, doi, înțelege greșit ceea ce înseamnă a fi comandant suprem al armatei. Și să nu uite dumnealui că este limitat sau competențele sunt prevăzute clar de lege. Și exista, ba mai mult ca atât, un plan de participare a unităților militare la exerciții militare aprobat deja din timp și până la urmă exercițiile militare asta și presupune capacități suplimentare de luptă și de apărare a armatei. Neparticiparea la exerciții militare, indiferent de cine sunt organizate și unde se desfășoară, presupune că armata noastră rămâne neantrenată, neefectivă și atunci ce fel de comandant al armatei ești dacă nu îți pasă de armată? Dar din punct de vedere juridic, unde este adevărul? Pentru că dumnealui spune că a suspendat decizia guvernului printr-un decret pe care l-a semnat și deși nu a fost publicat în monitor oficial, dar se spune că a notat acolo articolul 3, decretul intră în vigoare la data semnării. Este în vigoare sau are putere juridică acest decret deja? Întrebați-l pe domnul Dodon ce crede dumnealui, dar suspendarea de care vorbește domnul Dodon trebuie să fie examinată suplimentar de Curtea Constituțională, trebuie sesizată Curtea Constituțională și Curtea Constituțională trebuie să se expune pe marginea legalității sau nu atât a hotărârii de guvern cât și a decretului de suspendare. Am văzut toți în această săptămână ping-pongul care a fost între guvern și președinție pe materia apărării și a exercițiilor militare. Consider că efectivul militar a Armatei Naționale trebuie să participe la orice exerciții posibile în așa fel încât să avem capacități și antrenament bun. Și este regretabil că președintele Dodon are o altă viziune, dar cu siguranță noi vom găsi
căile atât și legale, cât și constituționale, bineînțeles, ca să soluționăm problema respectivă. Da, a interzice militarilor să plece la exerciții militare fără acordul președintelui este legal? O să examinăm subiectul. Dar consider că prin interzicere expusă de președinte se realizează un abuz. Este un abuz. Privitor tot la militar, Constantin Grigoriță. Da, bine ați venit în Parlament, sunteți binevenit în Parlament, spre deosebire de alte instituții care nu vă permit. La dezbateri publice organizate de agenții de știri, privitor la contingentul, prezența armatei a 14-a pe teritoriul Republicii Moldova, un participant s-a expus că trebuie lichidată armata națională și la noi să fie armata a 14. Nu găsiți aici ceva coincidență că, practic, președintele Dodon duce spre lichidarea armatei naționale? Asta a zis președintele Dodon? Nu. Un reprezentant la dezbatere. Nu vreau să-l numesc. Transmiteți acelui participant, nu știu de care spuneți că e nebun, da? În primul rând. Într-al doilea rând, autoritățile Republicii Moldova, Guvernul și Parlamentul s-au expus pe marginea retragerii contingentului militar a Federației Ruse aflat în Transnistria. Reiterez că noi nu ne-am referit la pacificatori, cum încearcă unii să o expună, făcând asimilare cu ceea ce s-a întâmplat în anul 2008, dacă nu greșesc, în Georgia. Și făcând asimilare cu cele care au avut loc în august în acel an, în Georgia. Noi ne-am referit la retragerea contingentului militar, numit Grupul Operativ al Armatei Federației Ruse, care se află în Transnistria, și noi ne-am referit la retragerea acestuia. Și considerăm că Rusia trebuie să-și respecte angajamentele internaționale, inclusiv în baza acelei decizii a OSCE, care a fost luată în 99, dacă nu greșesc, și la Istanbul, aveți dreptate, și inclusiv toate demersurile noastre făcute, inclusiv acea hotărâre care a votat-o Parlamentul în luna iulie, inclusiv demersul nostru la Organizația Națiunilor Unite și propunerea pe ordinea de zi să se discute acest subiect, care, apropo, Republica Moldova este susținută de mai multe state importante ca pe agenda ONU la adunarea generală acum din septembrie să se discute acest subiect. Considerăm că suntem îndreptățiți să cerem acest lucru și vom insista asupra acestui lucru. Iar alte opinii pe care le-ați expus sunt tare năstrușnice și tare și vin foarte rău să afecteze securitatea Republicii Moldova. Republica Moldova trebuie să aibă sistemul său de apărare. Indiferent că este vorba de armată, indiferent că este vorba de poliție, indiferent că este vorba de structurile care le are, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate, care, apropo, astăzi împlinește 26 de ani de la înființare, și dați-i voi cu această ocazie să le aduc felicitări și mulțumiri ofițerilor SIS pentru munca pe care și-o desfășoară. Și iată de ce. Și în acest context, conflictul care există instituțional între Guvern, Parlament și pe de parte și pe de altă parte președinte, care consideră altfel construcția securității Republicii Moldova, este de condamnat și este de regretat că există un astfel de conflict și că nu există înțelegere din partea președintelui cum ar trebui să se apere Republica Moldova dacă este nevoie. Domnule președinte, vrem să vă întrebăm, probabil cunoașteți că Partidul Liberal a contestat la Curtea Constituțională legea care prevede trecerea la votul mixt. Și cum comentați acest lucru și dacă nu afectează cumva procesul de pregătire în condițiile în care deja a fost creată comisia care să stabilească limitele circumscripțiilor? Sistemul electoral a fost schimbat. La ora actuală suntem în implementarea schimbărilor respective. S-a format acea comisie de formare a circumscripțiilor și guvernul și toți cei implicați, inclusiv Comisia Electorală Centrală, cu siguranță își vor desfășura în continuare acțiunile pentru implementarea sistemului. Trebuie să fie clar pentru toți, anul 2018, alegerile parlamentare se vor organiza pe baza sistemului mixt, jumătate votat pe liste de partid, jumătate votat pe circumscripții uninominale, în baza legii care a fost votată și în baza codului electoral care există la ora actuală. Orice altă inițiativă, inclusiv sesizarea Curții Constituționale, sunt inițiative democratice, legale, să se expună Curtea Constituțională pe acest subiect, dar eu sunt sigur, și opinia mea personală, că nu există nicio încălcare a Constituției.
Mulțumesc. Domnule președinte, ieri Mihai Ghimpu la emisiunea În profunzime a declarat că în spatele dosarelor lui e Dorin Chirtoacă și Iurie Chirinciuc ar sta domnul Plahotniuc și că tot domnul Plahotniuc a sugerat domnul Ghimpu ar fi făcut presiuni și asupra domnului Dârda ca să plece din Partidul Liberal, inclusiv pentru că domnul Plahotniuc are o frustrare pentru că n-a ajuns prim-ministru. Dacă puteți să ne spuneți cum comentați aceste declarații. Înainte de a comenta declarațiile, aș vrea să menționez ceea ce am mai spus-o și anterior. Noi apreciem colegii din Partidul Liberal și apreciem cooperarea pe care am avut-o cu Partidul Liberal, cu liderul Partidului Liberal, cu domnul Ghimpu și toți colegii din fracțiunea Partidului Liberal sau că au fost la nivel de parlament sau că au fost la nivel de guvern. Partidul Liberal întotdeauna a fost alături în coalițiile care au fost formate și la bine și la rău. Și am regretat și regretăm faptul că Partidul Liberal a plecat din coaliția actuală, dar sperăm că pe viitor ne vom regăsi într-o formă sau alta, într-o anumită cooperare pentru binele Republicii Moldova. Și ce ține de declarațiile făcute ieri de domnul Ghimpu, consider că acestea nu sunt altceva decât niște stări sau declarații au fost făcute mai mult la nivel de emoție și sunt stări emotive puternice și de fapt nu sunt poziții politice. Eu consider că aceste acuzații, bineînțeles, sunt lipsite de adevăr și de consistență, de substanță și ele au început, dacă vă aduceți aminte, imediat ce au început să fie examinate sau anchetate sau au apărut dosarele penale legate de actele de corupție a unor fruntași sau unor reprezentanți a Partidului Liberal. Consider că tot ce ține de dosare penale trebuie să se expună justiția, ne place sau nu ne place, dar doar în instanță de judecată se decide vinovăția unei persoane sau nevinovăția ei și nu este cazul politicul, indiferent că suntem afectați sau nu, să ne expunem și nu e bine ca politicul să se implice în tot ceea ce înseamnă actul justiției. Iată de ce declarații de genul ăsta le catalogăm ca fiind doar emoții și unele rebufniri emoționale, mai puțin poziții politice. Domnul Ghimpu și colegii săi din Partidul Liberal cu siguranță rămân pro-europeni, cu siguranță, din câte am înțeles, vor vota și vor susține în Parlament tot ceea ce înseamnă implementarea acordului de asociere și reformele europene și ne bazăm pe votul lor în continuare. Cu regret noi avem astăzi în coaliție, dar sunt sigur că vor înțelege și poate în ceasul al 12-lea vor înțelege cât e de importantă lupta împotriva corupției, indiferent de numele celor care sunt în dosare. Că sunt din Partidul Democrat, că sunt din Partidul Liberal, că sunt din alte partide, lupta împotriva corupției și tot ce înseamnă justiție nu trebuie să aibă culoare politică. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt întrebări, vă doresc o zi bună, un bun sfârșit de săptămână și să fie într-un ceas bun la începutul sesiunii parlamentare. Mai bine, o zi bună!